O nouă zi, un nou erou. Da, este îmbucurător faptul că tot mai multă lume încearcă să salveze planeta prin renunțarea la materialele nocive. Cum vi se pare ideea implementării în domeniul fashion? Noi l-am cunoscut pe Sergiu Moldovanu, creatorul bijuteriilor eco. Stilate, interesante și, da, cu siguranță la modă. O nouă zi, un nou erou. Lemnul este considerat materialul care oferă o stare pozitivă, are proprietăți de vindecare și chiar curăță câmpul energetic într-o încăpere. De aici a pornit Sergiu Moldovanu, pasionat de arta lemnului și structura acestuia. Deși are alte afaceri, cumplind de câteva ore libere, le petrece meșterind diverse accesorii. Lemnul pentru mine este un material natural deosebit, chiar în comparație cu altele, cu piatra, metalul, apa. Pentru mine lemnul e cel mai bogat în senzații, el ne oferă cel mai mult. Noi prin ce percepem noi un material? Prin simțurile care le avem. Vezi ceea ce vedem, ceea ce simțim, tactil. Lemnul oferă o adevărată plăcere, miros, căldură, textură și clar că desenul care ne-l transmite natura prin textura lemnului, prin culoarea lemnului. Totul a început de la o simplă bucată de lemn pe care a transformat-o într-un pandativ stilat. Am făcut prima dată o bijuterie pentru mine, care a fost unică pentru bărbați. Am înțeles că bijuteriile vor fi doar pentru femei. Ele mă inspiră și pentru ele le fac. Materialele cu care lucrează le găsește în excursii sau drumeții împreună cu familia. De obicei, alege resturi de lemn, cioturi sau rădăcini. În mâinile lui, acestea prind viață și stil. Formele vin în totalitate de la natură. Eu pot să o tai doar așa mai mult dreptunghiular pentru a-i scoate în evidență mai mult desenul pe care l-a creat natura. În rest, formele care sunt iregulate sunt la fel din natură. Sunt lemn, poate parțial putred, poate ars, poate rupt. Rămâne așa cum este el, pentru că mai bine decât a creat natura, noi nu o să creăm. Motivele sculptate în bijuterii sunt simboluri tradiționale din portul național. Niciodată nu știu la ce ajung, de la ce încep și la ce ajung. Și nici nu folosesc procedee, tehnologii tradiționale. Tot încerc să fac eu cum cred eu. Ceea ce nu-ți primești înseamnă că asta va fi un plus la rezultat final. Aceasta, de exemplu, este o codiță de bostan. După ce trece vegetația, se lemnifică, da? Găsită de fiul meu, Leo. Asta e o bucățică de lemn, nu cunosc ce fel de lemn. Rădăcină, lemn găsit într-o călătorie în Munte Negru. Este lemn de trandafir, lemn de viță de vie, mult interesant. În rest, frasin, e nupăr, cândva eram pasionat de nupăr, stejar băieresc, iată aici un trifoi cu patru foi făcut. Iată, asta e o bucată de stejar găsit într-o băltoacă cu noroi. Era o bucată de lemn foarte veche, am mers iarăși cu Leo, am spălat-o, am șters-o, după aia când am secționat-o, am văzut ce frumusețe de textură are în interior. Dintre experiențele mai neobișnuite cu lemnul exotic adus de prin călătorii, se numără wenge sau măslinul și lemnul roșu. Planurile mele pentru viitor nu sunt grandioase, asta nu este o afacere. Eu vreau doar să am posibilitatea să mai am puțin timp liber pentru a face bijuterii. În rest, nu-mi pun planuri de vânzări sau de realizări. Știu sigur că lemnul nu va dispărea, lemn va fi. Problema e doar în timpul meu.